Șocant, în Republica Democratică Congo, un student a fost împușcat de un polițist pentru că, atenție, nu purta masca de protecție. Tânărul realiza o filmare în cadrul stagiului său de practică în comedie când un agent i-a cerut să-și pună masca potrivit AFP. Un coleg de-al său a povestit că prietenul lui a încercat să discute cu polițistul și a arătat masca, însă acesta se aștepta să primească bani. Înfuriat, polițistul l-a acuzat pe tânăr că opune rezistență și l-a împușcat. Individul a fugit de la fața locului și este căutat acum de autorități. De asemenea, doi agenți care au fost prezenți în timpul incidentului, precum șeful secției de poliție, au fost arestați.